Fără mașini parcate pe trotuar la Slatina, Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care vor fi ridicate mașinile ce blochează accesul pietonilor pe trotuare. Astfel, dacă până acum șoferii care parcau în acest mod primeau doar amendă, acum trebuie să știe că le va fi ridicată mașina. A fost aprobată hotărârea de Consiliul Local numărul 247, hotărâre de Consiliul Local ce modifică vechea hotărâre 311. Vine cu modificări privind, ca și obiectiv important, oprirea și staționarea pe trotuare și spațiile verzi. Dacă în vechea hotărâre de Consiliul Local se aplica sancțiune, acum legea ne permite să aplicăm și la măsură ridicarea mașinilor. În fiecare lună, mașinile parcate neregulamentar pe străzile din Slatina sunt ridicate de polițiștii locali, care organizează periodic astfel de acțiuni. Acum vor fi ridicate și cele de pe trotuar, unde mulți șoferi parchează din comoditate, spun agenții locali. O altă noutate îi vizează pe cei care cresc păsări în gospodării. Totodată, acolo unde, în zonele unde se cresc păsări, distanța minimă față de proprietatea învecinată era de 30 de metri, dar conform unui ordin de ministru, distanța minimă este de 10 metri. Trebuie să luăm în calcul pentru că un om trebuie să aibă o deschidere undeva la 60 de metri pe vechea hotărâre de Consiliul Local, ceea ce este foarte greu și am împiedicat oarecum cetățenii din zona limitrofă, să spun așa, să-și crească câteva păsări. Noile modificări referitoare la faptele ce constituie contravenții pot fi găsite pe site-ul Primăriei Municipiului Slatina. Reprezentanții poliției locale spun că vor începe aplicarea sancțiunilor în perioada următoare.